luăm în calcul toate scenariile, sperăm să nu se întâmple. Încă nu este foarte grav dacă depășim 700 de cazuri, dar avem tot timpul în vedere scăderea acestui număr și controlul lor cu mijloacele pe care le avem astăzi la dispoziție. Când doar sunt la grav, ce număr de infectări? Mult mai mare și nu atât numărul, valoarea absolută este îngrijorător, cât o eventual o pantă de creștere deosebită, de tip exponențial.